Merge. Bună seara. Consiliul Imperial al Romilor va comunica următoarele dezbateri care s-au făcut în cursul zilei de astăzi. Iulian Rădulescu, al doilea, va fi numit împărat al romilor de pretutindeni. Am aici unul dintre hârtiile care s-au făcut astăzi. Puteți să-l vedeți și puteți să-l publicați ca să află toată mass media și ceilalți romi din țară, care nu pot să vină în cursul zilei de mâine la înmormântare. Mâine la orele 11 va fi încoronarea Rădulescului Iulian al II-lea și după care vom proceda la înmormântarea împăratului Iulian I-ul. Vă mulțumesc. Și Iulian Rădulescu al II-lea, cine este? Spuneți-mi mai multe. Este fiul cel mare al Rădulescului Iulian I. Băiatul plecat în America. Băiatul care a fost plecat în America și s-a întors. La un dat era, exista discuția în timpul zilei, discuțiile, în Europa. Discuțiile care au fost în cursul zilei de astăzi au fost pe bază că am dorit ca toți cei care suntem din România, ca Iulian al II-lea să revină în țară și să aibă grijă de onoriașii săi. Și pentru asta am întârziat atât de mult dezbaterile și așa mai departe. Și ce înseamnă asta? Iulian Rădulescu va veni în țară? Se va întoarce în țară, se va duce înapoi până în America, o să-și aducă familia în țară și vor rămâne în țară, în România. Deci vor rămâne aici. Vă mulțumesc. Și în ce constă în coronarea de mâine, dacă ne puteți spune câteva cuvinte? E un ceremonial special? Este un ceremonial special, așa cum spune și dumneavoastră. Deci va fi încoronarea și mai multe o să vedeți mâine dimineață. A fost greu să lua să ia Consiliul această decizie? A fost discuția aprinsă? Da, a fost un pic mai greu din cauza că Iulian al II-lea a fost plecat de foarte mult timp în America. Și din cauza aceasta au fost un pic dezbateri și s-a ajuns la concluzia că el este cel care va trebui să ducă acest imperiu mai departe. Probabil asta e și tradiția, ca fiul cel mare să... Fiul cel mare să fie succesorul coroanei. Vă mulțumesc!